Hilde, îți mulțumim pentru informații. Fostul ministru al educației Alexandru Atanasiu și fostul ministru al comunicațiilor Dan Nica au fost plasați sub control judiciar în dosarul Microsoft. În schimb, fostul ministru al educației Adriana Țicău va fi cercetată în libertate. Măsurile luate de procurorii DNA au fost aduse la cunoștință celor trei după ce Klaus Iohannis a vizat cererea DNA de încuviințare a cercetării acestora. Alexandru Atanasiu a învățat drumul spre DNA. De această dată, fostul ministru al educației a aflat că va fi cercetat în dosarul Microsoft pentru abuz în serviciu sub control judiciar. Trebuie să-mi aducă la cunoștință temeiul. Da. Ați adus ceva probe față de data trecută? Că așa spuneați. Urmează. Abia am citit o parte din dosar. Da. În rest e ce v-am spus. Alexandru Atanasiu este acuzat de DNA că a aprobat extinderea contractului între Guvernul României și firma susținută de omul de afaceri Claudiu Florică, unic distribuitor al licențelor educaționale Microsoft, fără un fundament legal. Prejudiciul cauzat de fostul ministru ar depăși 19 milioane de dolari. Dan Nica i-a urmat lui Atanasiu la DNA. Fostul ministru al comunicațiilor este cercetat pentru abuz în serviciu și pentru că ar fi inițiat în guvern proiectele și hotărârile de guvern prin care s-a aprobat încheierea acestui contract păgubos pentru stat. Prejudiciul cauzat de Nica s-ar ridica la peste 47 de milioane de dolari. Când poți am intrat în posesia documentelor, ceea ce îmi permite să caut toate elementele necesare pentru a dovedi nevinovăția. Mai mult de atât, îmi pare, nu pot să vă spun, este indicația domnului procuror. Adriana Țicău, fost ministru al educației, este cercetată în continuare în libertate. Ea este acuzată tot de abuz în serviciu. Mai exact, aceasta ar fi determinat încheierea contractului cadru de licențiere Microsoft în condiții defavorabile pentru Guvernul României. Prejudiciul care îi se impută Adrianei Țicău s-ar ridica la aproximativ 67 de milioane de dolari. Nu avem nicio declarație de făcut, susținem nevinovăția, vă rugăm. S-a luat vreo măsură asupra dumneavoastră? Nu avem declarație de făcut. Domnule avocat, s-a luat vreo măsură? Nu avem declarație de făcut, mulțumim. Anul acesta au fost condamnați o parte din suspecții implicați în această afacere. Omul de afaceri Dorin Cocoș, fostul primar din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, omul de afaceri Dumitru Nicolae, zis Niro, și fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu. Toți au fost trimiși în spatele gratiilor în acest dosar. Instanța le-a confiscat și mare parte din averii.